subiectele adevărate pentru cărți și pentru filme, aici sunt. Dincolo sunt inventate. Mai mult sau mai puțin. Suplinite cu cascadorii, cu tot felul de lucruri de genul ăsta. Sigur că fac filmele mai atractive. De-aia, după 90, toată lumea s-a îmbulzit la filmele americane. A uitat de filmele românești cu care crescuseră și s-a îmbulzit acolo pentru că erau mult mai atracțioase din acest punct de vedere. Dar adevăratele subiecte de viață, ei sunt. Trebuia spus că o ducem prost. Trebuia spus că nu există niciun fel de libertate. Că decât aia prin care poți lăuda cârmaciu. Trebuia spus că dărâmă satele românești. Și așa mai departe. Și din aproape în aproape am reușit să comunic lucrurile astea. Sigur că s-a produs deranj. Dar lucrul principal este altul. Cultura română nu m-a dorit. Adică nu m-au vrut cei care conduceau statul românesc socialist și nu cred că nici ăștia, și cred că și ăștia la fel. Cultura română nu m-a dorit. Eu am făcut am făcut împotriva curentului care era îndreptat împotriva mea. A mers cât a mers până la un moment dat când m-am decis să mă retrag, pentru că pot lucra în sărăcie, chiar în dușmănie, dar nu pot lucra în putoare. Sunt extrem de multe lucruri care mă nemulțumesc. Unul dintre ele este că n-am reușit într-o sută de ani de la Marea Unire să devenim un popor. Suntem încă o populație, suntem încă niște provincii unite prin comunitatea de aproximativă de limbă și încă mai există animozitățile despre care se vorbea și înainte. Probabil că 100 de ani e mult prea puțin pentru ceva ca să devină o națiune. Problema este că se perpetuează aceleași greșeli la infinit, la 10 ani. Nimeni nu învață nimic din lucrurile proaste care i-au ieșit prin alegerile lor. Fiecare noi facem câte o alegere. Suntem ceea ce alegem, ceea ce decidem noi. Ei, nimeni nu învață nimic din chestia asta. Eu mă consider un exilat. Chiar dacă lumea zâmbește la chestia asta, eu mă consider un exilat, da. Emigrația nu se face cu pantofii. Poți să stai în țara ta emigrant foarte bine. Așa sunteți dumneavoastră? Da. Emigrant? Da, sunt un emigrant în țara mea. Literatura te bucură prin crearea lucrului ingenios, de care îți dai seama în momentul când îl scrii. În clipa când simți că ai făcut ceva în genul acesta, ți-a ieșit ceva în genul acesta, e o bucurie.